20 de cupluri care aniversează în acest an nunta de aur au fost sărbătorite astăzi de autoritățile locale Câmpul Ungene. Ziua evenimentului a fost aleasă special, fiind vorba despre Dragobete, ziua iubirii la români. Vă spunem cu ocazia acestei zile a îndrăgostiților, cum îi zicem noi, pe românește, Dragobete, la mulți ani tuturor. Să vă felicităm pentru că ați reușit în parcursul atâtor ani să petreceți împreună 50 de ani de viață, un lucru care nu este așa de ușor și la îndemâna oricui, și să vă purtăm respectul pentru tot ceea ce ați făcut în acest parcurs de viață. Mă uit în sală și pe, eu știu, cred că pe aproape toată lumea vă cunosc din parcursul vieții, că nu sunt nici eu prea tinerel. Mai am și eu vreo 8 ani ca să ajung să-mi dau diploma, dar nu știu dacă eu, dar nu o să mai fiu eu sigur la momentul respectiv. Și să petrecem o zi frumoasă astăzi împreună cu mânarea unor diplome și unor mici atenții din partea primăriei municipiului Câmpulung și Consiliul Local. Fiecare cuplu a fost felicitat personal de primarul Liviu Țăroiu și de viceprimarul Mărgărin Blidaru, care le-au oferit câte o diplomă care să le amintească de acest moment, dar și flori și o mică atenție. La final, evenimentul de la primărie s-a încheiat cu închinarea unei cupe de șampanie. Sănătate, domn primar! De la mulți ani, să rămân la doamnă și la mulți ani, numai bine, să ne întâlnim și la 70. Așa, să fim să dea Dumnezeu! Petrecerea s-a mutat apoi la un restaurant din municipiu, acolo unde muzica și voia bună au fost nota dominantă. Potrivit documentelor existente la primăria municipiului Câmpulung, în urmă cu 50 de ani, în anul 1970, s-au oficiat 237 de căsătorii. Astăzi, însă, doar 20 de cupluri au răspuns prezent invitației autorităților locale.